Simona! Dacu-i pasă, dacu-i pasă, la restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacu-i pasă, dacu-i pasă, la restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacu-i pasă, dacu-i pasă, la restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacu-i pasă, dacu-i pasă, la restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Dacu-i pasă, dacu-i pasă, la restoranul lucrează pe dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă, ca să înțelegi că am plecat de tot. Simona, cum ai ajuns, măi? Bine, tot normal. Și tata-i mă pup, eu nu mă pup. E, cum să nu te pup, fata ta, de tata, fata, cum să nu te pup, mă? Eu ne rup mâine, dar tata cântă marșul. E, dar păi ăsta-i eveniment, fa, Simona. Lasă, știi, tata, mahala! Tata numai cu cântii, băi, Simona, da. Și de frumos cât ai făcut tu, măi, dragul mami. Auzi, dar tu ai fost două săptămâni la mare. Dar și nu te-ai bronzat chiar deloc? Eu asta sub umbrelă să nu mă ard. Dar bă, că voi v-ați bronzat, unde ați fost? În jeie, cu sapă, mă. Dar eu îmi deși la becu și ala m-am ars la Simona. Dar mai eram eu, unde te-ai ars tu? Băi, Oleg, mă! O venit Simona acasă, mă! Oleg, știi, bă, principal. Dar cum? Auzi? Ghinex o răcorit o leacă ca piesi și căldură în Italia și e, Doamne ferește. Ghinex o răcorit, bada proastă lui Dumnezeu. Auzi, Simon, dar păi eu am auzit fala, știi că în Italia e mare săștă. Săștă mare, mamă, e săștă mare și prăpăd, prăpăd mare. Of, dar așa să facem noi, fa, Simon, dacă și în Italia e săștă, după cum vezi, e ca și la noi săștă. Eu vă spun, aici e sfârșitul lumii. Ia ca să vedeți. Auzi, Fede, ei, ești, bate peste gura și aia. E ca de-am ușe via grăinii, de-am, hai! Ia ca să vedeți! Bați-te gură, auzi, Simon, haide-am în casă, că tu de-am ușe cu mai reață de dragă mineață! Hai, spune ce mai faci, cum la voi, cum la voi! Hai, intră în casă! Hai, descalți-te aici, descalți-te! Ca am spălat podeaua și... Ești, și nu o mânjesc! Lasă-mă, lasă-mă, să descalță, dar și... Nu cumva să-ți mai faci și modat curățenii! Da, dar pare și ei. Hai! Dă-ți harniș. Hai, Simona, dă-ți geanta și o lege afară. Las-o acolo, că o furnic. Și tu ești discalță. Și tu ești discalță. Hai, hai. Oh, ghine că-i ghine. E voada și e din grevă. Așa între sa chietri, fa... Parmigiano. Iar? Mama, eu am găsit documentele pe casă. Hai, la revedere. Ei, nu mai stai, Oleac. Of, mamă, am atâtea pe cap. Bun, du-te. Dar ce ai vrut să-mi spui? Ai nevoie de ceva? Du-te, las. Fizicul, probleme. Mă rezolvi pe una, apară două, mamă. Mă rezolvi pe două, apară trei. Și tot așa. Ei, dar și probleme. Spune, mami, poate te ajut eu cu ceva. Cu ce mă poți ajuta, mata? Nu cu ce? Eu puteri n-am dat capul. Însămânsul lui Dumnezeu încă lucrează. Câteodată un sfat bun face mai mult decât o zi de lucru. Las, mama, rezolv eu singur problemele.
А та, ai grijă și cată-ți din sănătate. Eu, Micicu, am vrut să-i și eu iertare din fața ta. De ce să ceri, Marta, iertare? N-am fost o mamă bună. Ei, mamă, n-ai și grăie. Credem că nu se mai alege nică din tine, măi. La școală învățai rău, te portai urât, te băteai cu băieții. Noi cu tatu nu se mai putem face nimic. Când erai mititel, te mai jlichie, te mai dădeam la brazdă. Dar când ai crescut, măi, chiar de-am ni temem de tine. Zic, gata, băietul meu-i pierdut. Păi cam așa și era. Așa-i mai era și eu de pe tine, măi, Gicu. Așa de mult te urăm. Eu singur mă urăm pe mine, mamă. Da, mu, ce gospodar te-ai făcut. Tot satul să mire de tine. Dar cum să mândrești mama pentru tine, bă? E seama să nu mă de ochi, mamă. Măi, Gicușor, eu tare am greșit în fața ta. Eu am pus cruși pe tine. Taci, mamă. Asta-i mare păcat pentru o mamă. Taci, mamă, nu... Grește iură. Și ia uite, și lucruri mari faci tu acum, măi. Cui din satul ăsta să-i treacă prin cap? Să aducă moriștile și alea, turbinele, cum le zici tu, mă, din Germania, a? Dar tu le-ai adus. Ei, măi, și bravă ești, și bravă, măi. Cât de mult am greșit eu în fața ta. Mama, eu țin minte, în copilărie, noi cu băieții comparam mamele noastre. Și toți prietenii mei ziceau că ești cea mai bună mamă. Țin minte, mă, ta, ne adunai pe toți, ne hrăneai pe toți, ne dădeai bomboane. Nici o mamă nu făcea asta. Pentru mine, mă, ta, ai fost, ești. Și e mai bun, mamă, din lume. Tu niciodată n-ai spus așa. Niciodată nu mi-ai spus că prietenii tăi așa spuneau despre mine. Dar nici mă, nu mi-ai spus niciodată și îmi ziceam despre mine. Dacă gine că ni le-am spus, ni le-am spus amândoi. Tu ai vreo supărare față de mine, ai vreo observații. Ferească, Sfântul Mamă, Doamne ferește, nu, zău că n-am, nu te jur. Dacă n-ai tu observații la mine, apoi am eu una la tine. Ina. Da. Ia zi. Cum adică? Tu la tăt satul ai arătat moriștile și ele atâle. Dar lumea ta nu le-ai arătat. Dacă n-ați o bună. Păi eu de unde știu că mă ta vrei să le vezi? Și cum să te duci mă ta încolo? Nu cum? E cum? Dar mă bagi în mașină și a ta pe scaunul din spate. Și mă duci. Și chiar vrei să le vezi? Vreau. Eu cu mare drag. Când spui, atunci te duc. Uite, dacă vrei, măcar așa, hai. Ei, amu, stai. Nu.
Las că-ți spun eu că nu, Gicușor. La revedere. La revedere. Mă înțămăs că ai fost. Tare, tare, i s-a făcut ușor pe suflet. Și... E drept că în copchilărie și mata m-aș lichie. Tata țin minte că mă băte, dar de matale nu ne amintesc. Te șlichem, băi! Te șlichem cu și nimerem. Și cu mătura. Și cu varga. Și cu palma te șlichem. Gine, face! Dar eu nu țin minte, tu nu țin minte. Să nu uiți să-i spui că vrei să vezi turbinele. Hai! Te-am pupat, mamă! Și sănătoasă. Apșiu, Elian, te duci în Germania, faci bani de nuntă? De nuntă tot. Îți arde ansurătoare. Dar apșiu timpul și măr cu 30. N-ai și faci. Cum n-am și faci? Elian, la ce-i trebuie omul femeii la casă? Și fel de întrebări să este, n-am, cum... Băi, ia ca eu. Mă spădesc în tătă ziua, deși el puțin 16 ori cu nanta taia. Și mă întreb, la și dracu îmi trebuie mie asta? Da, de ăștia doar. Și mai gine singur? E mai gine. Hai. Interesant. Băi, Elian, omul, dacă vine pe fața pământului, el de și vine? Cum pentru și? Pentru... Așa e că nu știi? Pentru că omul nici nu trebuie să știe pentru ce a venit. Hotărăsc alții pentru dânsul. El încă nu s-a născut, dar și care îl așteaptă de-a nu știu că el trebuie să fie în rând cu lumea. Știi vorba asta, în rând cu lumea? Clar că o știu, de asta își zic. Nu trebuie să fiu și eu în rând cu lumea. Hai că așa e asta. Băi, tu ești tu, băi. La și naiba te-ai mai născut, băi, dacă ești ca și la alții, băi. Băi, tu ești tu. Ca tine nu-i nimic pe fața pământului. Așa, așa. Ei, poate tu seameni cu măta, cu tatăl, cu cine mai seameni acolo, dar de fapt, ca tine nu a fost și n-a și nimic pe lumea asta. Dar ia spune, băi, nirea asta și a ta e frumoasă? Normal că e frumoasă, e urâtă, nu eu. Și-i deșteaptă, așa? Și-i deșteaptă. Da, cine e mai deștept dintre voi și mai frumos, e sau tu? Da, nu. Și ei frumoasă și deșteaptă. Și eu nu-s prost și urât. A, pă, la și vă mai trebuiți, băi, voi, unul la altul? Dacă amândoi sunteți la fel. Ca și unul plus unul este egal cu unul. Nu te înțeleg, nu. Și... Băi, dacă tu ai venit în lumea asta ca unul care nu a mai fost, băi. Băi, tu trebuie să faci ceva și nu a făcut nimic. Dacă ți-ai o femeie, apoi trebuie să fie așa, să te ajute să faci ceva deosebit în viață. Sau tu s-o ajuți pe dânsa. Ei, omul care ți-l alegi în viață, trebuie să fie așa ca să te ajute să faci mai mult împreună decât ai faci singur, înțelegi? Da. La tine și cu nireasa asta, da, mă tin că și numele-s la fel, așa-i? Da. Ei Liliana, dar eu Lilian. E clar cu voi. Și clar. Băi, Lilian, e ca eu, un tâmpit, m-am măsurat cu nanta Tania, care și e ca și mine. Și cum ne înțelegem noi și învățăm noi unul de la altul. Vă spun, ne sfădim de 16 ori pe zi. Asta e treaba, băi. Dar v-ați făcut un copil
O vezi pe Simona. Care și e, e o tântită, ca și noi. Simona, înțelegi, e, nu a adus nică bun, nică nou în familia noastră. Nici o îmbunătățire. E fix copia noastră. Apși, asta e interesant, zăi. Șamu e, vreți să măriți cu copii de ei. Cu unul ca dânsa. Cu un sioma, care e și el, un tâmpit ca și dânsa. A să fac un copil care și și așa l-a tâmpit. Apși, băi, noi pentru asta ne-am născut, băi. Ca să mulțim numărul de tâmpiți pe fața pământului. Nu, nu. Hai că îți pare că noi bem prea mult. Ajunge. Vrei să spui că eu am băut mai mult decât trebuie? Poate că tu da. Dar eu îți trească lacrima. Să cu ultimul șuc ajunge. Și sănătos. Eu te mai întreb încă o dată. Pentru ce trebuie omul să se căsătorească? Pentru ca în căsătorie el se poate face o lec mai mult decât faci singur. Și dacă faci un copil, băi, apoi el trebuie și o lec mai mult și o lec mai altfel, băi, decât ar și el cu femeia. Filosofia e, Matale. Păi, eu abia m-am înțeles cu și femeii trebuie să măsor și și familie trebuie să am. Și era și eu cu tătul altul. Lasă, n-am gândit noi târziu. Bun, mă duc eu. Hai, du-te. Sănătos, medic. Ai mers de mâncare asta de-am. Uf, că așa este obosită, Doamne, că am mâncat azi ca un cal. Mă culc mare din pas, nu mă scol până mâine dimineață. O, Simona, a dat țitare soacra. Hai, trește așa cu noi la masă. Eu mă duc în Italia. M-a saturat de Moldova asta. Cine, Sioma? Mamăi, eu m-a saturat de Moldova asta, de satul ăsta, de neamurile astea, de colegii, de clasă, de prieteni, nu mai am ochi să-i văd. Fa, Simona, ce-ai pățit, fa? Și-s cu oameni ăștia, mamăi, și-s cu oameni ăștia, și-s cu fiețele astea, și cu fățărnișia asta, mamăi. Mergi pe drum, le dai bună ziua, nică. Tăți parcă le ești dator. Tăți îți curunsus, tăți îți nervoș, tăți îți țufloș. Nimeni o vorbă bună n-ai auzit la dânși. Fă, Simona, și tu și asta, Ghea, m-ai observat? Ia știi ceva, asta așa e după Italia, fă, Simona. Oamenii ăștia de aici nu-s ca oamenii cei de acolo. Ia ca eu un om, sunt acolo și cu tătul altul eu sunt aici, înțelegi? Italienii ăștia, mă, măi. Italienii se comportă cu străini.
Dar mai ceva ca cu neamurile de aici, înțelegi? Așa-s bine dispuși, îs vieseli, îți zâmbesc. Dacă ai pățit ceva, repede s-o sărit în ajutor. Da, Ișa? Băi, nu sunt oameni mai parșivi planeta asta ca neamuri. Ișa, Ișa. Și numai din cauza asta, tu așa de tare te-ai enervat, fă, Simona. Nu de asta, mă, măi. Dar pe dânsul interesează când m-am mărit eu. Înțelegi? M-am măritat sau nu m-am măritat? Femeile, ia că faci, Simona, muși faci 30 de ani și nu te-ai măritat și de-am nici copchii n-ai spus fașii. Da, tare trebuie să interesezi pe dânsul. Și se uită la tine ca la o, ca la o beteagă. Că nu mai ești om normal, înțelegi? Că dacă ești măritat, ești om normal. Și mă uit la italieni ăștia, la bărbați ăștia și la femeile astea, cum trăiesc singur într-o veselie, pe nimeni nu-i interesează. Să mărită, nu să mărită, trăiesc cu oamenii și ea și femeile și ele așa n-au treabă. Femeile astea italieni și le sunt mărită la 30, la 35, la 40 de ani și sunt fericite și sunt împăcate cu viața. Da, Ișa? Dacă ai 25 de ani, gata, ești bătrână de acum. Ei, așa e, fa. Simona, așa e, în Italia e cu totul altceva. Și varna Sara, fii de-o seamă cu mine și ei ni se laudă. Ia ca fa, eu de-am avut doi copchii, dar tu nu te-ai măritat. Sunt așa cu cupa de jocură la mine. Păi, Simona, și tu n-ai trimis-o direct în... Auzi, dă-i pașe că vai de capul ea, o bate Gheorghe ei de-o stânge, în fiecare zi. Dar și eu nu știu, mă, măi, și eu nu știu. Chiar așa mă cu vânătăi. Pe dânsă au ușit de bărbați în fiecare zi și e mă jălești pe mine că nu-s măritat, înțelegi? Și e să uită la mine cu așa o superioritate că eu nu-s om, înțelegi? Eu dacă nu-s măritat, abdeam nu-s om. Ce-ai grijane, măsă, de femeie proaste! Așa e, Fasimonu, cum e măsa, așa e șixa. Cum o bate tațul pe măsa, așa o bate Gheorghe pe dânsa. Și mă învaț și-i dă niște lecții de viață, înțelegi? Auzi, Fasimonu, și apoi tu numai din cauza la o chioambă proastă? Dar nu... Și vrei tu amuzi duci chiar în Italia? Mamăi, dar nu numai din cauza ei, mamăi, nu numai din cauza ei, tăți așa. Eu am uie că dacă ies pe stradă, apă, tăți, gata, tăți mă întreabă. Și, Fasimon, nu te-am măritat, așa-i? Ai, săraca de tine, fa. Tu și tineri și bătrâni, tăți. Vedeam, asta și brușunii să ies din casă. Fasimon, fa, dar măritești tu cu seama așa la tău și ai să uiți de tăte este. Ești mă tale, tatăi. Băi, dar îți te pucnesc am ușor tata să țară chipiu. Tu, Luc, și-o liniștești, vei, dar... Simoncic. Hai, Simoncic, hai să ai să mănânci alea cu noi, fa. Dar de-am nu mai vreau, de-am. Ei, nu mai vrei, nu mai vrei. Trebuie, hai. De fast, hai, de că eu asta, hai să. Și-ați, băi, trași, băi, că nu-ți duc. Hai, trași, amu, hai. Ia uite, fai, și-ai să schișe și jos. Ca turbinile, mamă. Dar și-s mari, măi, Gicu. Ia ca de departe, din sat, nu par așa de mari. Auzi cum vâjâie? Uuuu, dar și puterii. Ce puterii, tocmai te-ai stai lângă dânsa. Și că tu ai adus hodorobile astea, tocmai din Germania. Și adică, s-ar putea cumva de intrat încolo. Vezi ușița și acolo e intrarea, dar înăuntru este o scară și te poți sui pe dânsa până în vârf. Până în vârf? La morișcă? Da. Și tu te-ai suit? De câte ori? Poate vreau și mata să te sui. Ei, dacă eram mai tinerică, măi, Gicu, mă suiem și eu. Măi, Gicu, dar tu știi că
Ia ca pe locul ăsta, măca mea, străbunica ta, avem moară de vânt. Ei, da. Chiar aici pe locul ăsta? Chiar ia ca aici, lângă ta. Ce interesant. Eu știam că odată, de mult, aici erau mori de vânt. Și nu degeaba locul ăsta se cheamă dealul morilor. Dar că străbunica mea a avut aici moară. A avut moară de vânt. Ei, dar ori și-ar zice străbunic ta? Dacă ți-ar vedea moara ta? Ei, e deși moară, s-ar spărie. Dar eu de-am pot să mor liniștită. Ai și puteri, ai. Serialului Întreprinderea de Stat, Radiocomunicații.